suntem la lansarea Băieții Deștepți. Exact, la lansarea filmului Băieți Deștepți. Cum a fost la filmări? Cu cine te-ai distrat cel mai tare? Ai rol de polițistă? Povestește-ne puțin, te rog. Da, eu sunt femeia puternică din spatele Băieților Deștepți, cea care îi strunește și care îi ajută să se redreseze un pic. Fac niște prostii băieții ăștia deștepți, o să vedeți despre ce vorbesc. A fost super haios la filmări, ne-am distrat, ne-am amuzat, am și muncit, am luat și lecții de... am învățat să mă lupt pentru că aveam nevoie de asta. Am fost la antrenament cu cascadori, a fost o experiență foarte frumoasă. Ai folosit și niște arme, așa, nu? Am folosit și niște arme, am purtat și vestă antiglonț. A fost cu de toate, cu de toate, așa cum e și filmul. A fost teamă să folosești arme sau a fost pentru prima oară, presupun? Nu, n-a fost prima oară, am mai jucat genul ăsta de rol, mă rog, aproximativ genul ăsta de rol. Nu, teamă nu mi-e niciodată să fac treaba asta, atâta timp cât se întâmplă într-un spațiu sigur, pe set. În rest, în realitate, nu sunt amatoare de arme și alte... sunt non-violență. Toți băieții deștepți și de cartier sunt în acest film, cum se zice. Exact, în acest film și în această încăpere. Ce rol joci, cum a fost la filmări, cu cine ai interacționat cel mai bine? Am rolul de bodyguard. Sunt bodyguardul lui Dan Bursuc. Și vă rog frumos, dacă mergeți la film, să mergeți la film și să nu clipiți, că s-ar putea să mă pierdeți. Deci se aruncă cu bani, așa, nu? Da, da, da. E foarte mișto filmul. Îi mulțumesc lui Tibi că m-a invitat. Tibi mi-e prieten. Eu nu vreau să fac o carieră din asta. Am jucat în film pentru el mai mult. Și e un film mișto. E primul tău rol, e de debut sau cum să-i spunem? Nu, am mai jucat în filme când eram mai mic, am jucat în o grămadă clipuri, adică nu e... Noi artiștii suntem familiarizați cu treaba asta. Tocmai de asta se invită foarte mult artiștii în filme, pentru că sunt personaje, știi? Felicitări pentru Maia în această seară, cred că sunteți nerăbdători. N-ai văzut filmul deloc, nu? Nu știu nimic despre film. Habar n-am. Părere ai? Cum crezi că o să se descurce mai? Habar n-am. Oricum e deșteaptă și talentată, nu-mi fac probleme. Că... Foarte bine, chiar s-a descurcat bine. Am repetat acasă, da. În seara asta ea este, cum ar veni, actorul principal dintre voi, din familie. Da, 100%. Cum te simți, Maia? Ai emoții? Da. Ce zici, tati? I-ai dat un sfat înainte să plecați de acasă, cum să fie? Nu i-am dat niciun sfat. I-am zis, m-a întrebat cu ce o să răspund, că mă întreabă. Și am zis, tati, fi naturală, răspunde ce vrei tu. Nu trebuie să răspunzi într-un fel anume. Deci v-a văzut pe voi, adică a învățat, a avut de unde să învețe. Da, să fie naturală, că despre asta e vorba, da. Ce rol ai mai în seara asta, în film? Maia, chiar așa o cheamă și în film, tot Maia, și are fix vârsta pe care o are ea. Supăr să zic, da. Că sunt curios. Adică am rolul să fiu Maia, o fetiță. Ești fetița cuiva? Sau? Da. Ți-a plăcut să joci în film? Vrei să mai repeți experiența? Da, aș vrea. Rămâne la voi acum, nu? Adică să-i urați, să o îndrumați. Cum vrea, așa facem. Alex, sărut Luna. Bună. Vreau să întreb Antonia cum e cu trei băieți deștepți acasă, dar... Bună, eu sunt Antonia, vreau să vă spun că e extraordinar în postura asta. Băi, eu cred că suntem niște băieți care colorăm viața și facem viața mai frumoasă și mai ușoară. Sunt situații în care probabil o complicăm viața, pentru că trebuie să aibă grijă. Și eu la un moment dat devin tot un copil și are trei copii acasă, dar sunt și momente în care noi suntem alături de ea și știm să o ridicăm atunci când este, nu cu moralul la pământ, dar când este mai tristă, pentru că viața ne oferă și lucruri bune și mai puțin bune. Suntem mereu la vedere, nu avem intimitate și câteodată lucrurile nu se par fix așa cum ne-am dorit, dar noi avem grijă să facem toate lucrurile frumoase pentru mama, respectiv iubita mea, și pentru mama băieților și respectiv iubita mea. Și na, formăm... Și formăm o echipă frumoasă. De fapt, sunt patru copii, cum ar veni, nu? Sunt că patru ești copii. Da, bă, să nu exagerăm asta eu cu copilul. Eu sunt partenerul ei de viață, că nu de asta m-a luat ca să mai crească un copil. Cum te înțelegi cu Maia? În care eram extraordinar, normal. Și era firesc să fie așa. Și băieții la fel. Și băieții la fel, băieții o divinizează, normal. Vreau să te mai întreb despre rolul din Băieți Deștepți. Da, mă numesc Paulică în film. Sunt un fel de bad boy, dar nu chiar bad boy, pentru că întâmpin o grămadă de dificultăți. Sunt foarte îndrăgostit de familia mea, am o relație specială cu sora mea, jucată de Ruby. Mergeți la cinematograf, vedeți Băieți Deștepți. Ce înseamnă să fii băiat deștept? Să nu mai fii prost.